Salut! Dacă tot am tuns ieri iarba și arată livada așa curată și frumoasă, am zis hai mă să mă apuc să montez și suportul ăsta pentru hamac pe care l-am luat de la Dedeman. Azi e sâmbătă, timpul e bun deocamdată și parcă aș avea chip să mă trântesc într-un hamac sub umbrela aia de acolo. Bate vântul cam tare, sper să nu-mi dea telefonul jos de pe suportul ăsta și sper să ne și auzim. Hai să vedem ce componente are și cât de ușor sau de greu se montează. Cad pe jos bucăți de polistiren, să trebuiască să muncesc pe urmă să curăț. Să punem barele astea deoparte. Așa. Hai să iau eu acum bucățile de polistiren, că pe urmă zboară prin toată curtea. Hai că după cum îl văd eu așa, pare că ar fi solid. Okay. Sunt niște piese pe aici. O să văd cum vin montate. Elementele astea de îmbinare. La cât le văd eu de groase, s-ar putea să fie un hamac, un suport pentru hamac foarte bun. Al doilea, care vine în partea cealaltă. Ok. Asta e o geantă. Ia uite, mi-au dat o geantă, probabil s-au gândit că vreau să-l demontez și să-l iau undeva, știu eu, la un picnic pe deal. O geantă din asta, dintr-o pânză destul de bună. E bună. Hai să vedem ce mai e. Alte piese mici. Ok. Și mură în gură, instrucțiuni de montaj. Eu nu trebuie să fac altceva decât să urmez instrucțiunile astea. Mi-arată piesele numerotate X2, X1. Nu cred că e vreo inginerie. Asta ce? Auzi, certificat de garanție, are și certificat. Bun. Ok.
montez hamacul ăsta. Suportul. Să-mi se pânză? Da, ce? Păi, acum, când o fi gata. Boierul. Da. Un hamac frumos. O umbrelă. Sau nu trebuie? Okay. Rămâne să-i pun astea două în capăt. Ia ține un pic și mie pe aia. Suportul e gata. Mai rămâne să iau hamacul, să-l pun. Și vedem rezultatul. Am montat hamacul, sora mea se răsfață acum în el. Am pus-o să facem o probă. E bun, e solid, îmi place, e construit bine. Țevile alea sunt groase. Îmi place și că e pe negru. La 2 milioane cât a costat suportul, eu cred că e un preț foarte bun, mai avea unul la 4 milioane. Și nu cred că era cu ceva mai deosebit decât ăsta. Cam ăsta e hamacul. O să mă răsfăț în el toată vara, sub umbrelă. Mulțumesc frumos pentru vizionare și vă aștept să mă urmăriți și în continuare. Vă doresc tuturor să aveți o zi cât mai plăcută.